Străhăienii își doresc schimbare. Sătui de umilințe și abuzuri din partea actualei conducere a primăriei, locuitorii orașului vor să schimbe ceva în comunitate. După 12 ani de subjugare sub conducerea lui Simion Burcu, ani în care oamenii au votat de frica edilului sau a soției acestuia, străhăienii vor să aibă în sfârșit condiții de trai decente. Fapt pentru care și-au propus schimbarea actualei administrații publice din oraș. Concluzia reiese dintr-un studiu realizat de Facultatea de Sociologie din cadrul Universității din Craiova. Studiul arată în mod clar că până nu demult oamenii au trăit cu frica în sân. Un aspect nu foarte fericit, având în vedere calitatea vieții din oraș, este dată de o anume teamă de schimbare. O existență unor structuri, un amalgam de structuri, să le spunem, tradiționale, cu care încearcă să susțină niște nevoi ce țin de modernitate. Totul se rezumă la un fel de sindrom Stockholm, o dependență față de agresori. N-aș vrea să exagerez sau să suport pe cineva în comunitate, însă teama asta de schimbare a dus la o formă de stagnare a comunității, o lipsă de deschidere către nou, o lipsă de deschidere către evoluție. Acum însă, după ce au îndurat atâția ani condiții improprii pentru un trai decent, străhăienii au decis că este momentul să ceară ce le lipsește: drumuri, apă potabilă și locuri de muncă, lucruri ce pot fi obținute prin schimbarea administrației locale. Au fost aleși, au fost îndrituiți cu încredere și se pare că încrederea a fost înșelată, având în vedere starea de spirit constatată în comunitate. Dovada că studiul realizat de sociologii craioveni este unul ce reflectă în tocmai realitatea stă în atitudinea de nemulțumire pe care au început să o aibă străhăienii, punctul culminant fiind atins în Comanda, localitate ce alegerile locale precedente l-a făcut pe Burcu primar al Strehaiei, votându-l un număr foarte mare. Dumitru Pistrițu, la cei 79 de ani, în loc să stea să-și trăiască liniștit bătrânețea, îndură an după an umilințe atât din partea edilului străhăian, cât și a funcționarilor publici apropiaței lui Burcu. Mai rău este că, deși primăria nu le oferă aproape nimic, locuitorii Comandei plătesc taxe și impozite ca la oraș. Nu-i dreptate aici. Am ajuns în secolul primitiv. Primitiv. Ca pe timpul când erai bătrâni. Boșnegii noștri. Păi ce înseamnă asta? Cu drumul ce vă nemulțumește la... Cu drumul? Dacă dumneavoastră vă place de la șosea din vale și până aici și cum ne dici și ne aduceți să vedeți cum este, uitați, poduri, șanțuri, tot. Așa a făcut. De ce mai ce n-a făcut? De ce? Și să mai spun la 80 de ani. Noroc că mă țin copiii. Uitați șanțurile. Vine apa peste mine, intră peste mine picoale așa. Cum am spus, de ce nu faci șanț din deal până în vale? Că sunt oameni care ia bani la social. Cui i-ați spus? Primării, cum se mai spune. Și ce răspuns v-a dat? Păi dacă, cel puțin am spus, dacă primăria nu e obligată să facă șanțurile, ăștia care are acolo social, care ia bani deja pe spunarea noastră, de ce nu pui omul să-și facă șanțul în dreptul căși? Să nu rupă drumul cu acea domnișoară, că eu am făcut școală în 69 de construcții, era șanț de creastă, șanț de vale. Apa care venea din deale se scurgea pe șanțul ăla, apa care venea nu scurgea pe șanțul ăsta în vale. Unde sunt? Unde șanțul? Spuneți-o și mie. Toată apa vine pe mine. Dorința de schimbare a actualei administrații locale din Strehaia este reflectată nu doar în vorbele de revoltă ale oamenilor, ci și în rezultatul studiului realizat în oraș, studiu ce s-a încheiat cu un sondaj de opinie. Astfel, judecând după dorința de schimbare a strehăienilor, perspectivele pentru edilul strehăian sunt de-a dreptul sumbre. Doar 19,4% din populația Strehaiei încă l-ar mai vota. Dacă străhăienii ar fi ales să meargă pe aceeași linie, avându-l la conducerea primăriei tot pe Simion Burcu, perspectivele ar fi fost sumbre pentru oameni de data aceasta. Astfel, sistemul din oraș ar fi continuat în același ritm haotic de a umili oamenii și a abuza de drepturile acestora. Studiul arată că s-ar fi accentuat lipsa locurilor de muncă, populația tânără fi nevoită să migreze pentru a-și duce traiul mai departe, iar Strehaia s-ar fi confruntat cu un fenomen crunt, specific zonelor subdezvoltate, îmbătrânirea populației.